O să poți ajunge de la aeroportul Otopeni în București cu trenul. Lucrările sunt gata, s-a trecut la faza de teste, dar tu mai ai de așteptat până să poți face drumul ăsta când ești președinte de țară. Iohannis a făcut ascălătoria cu trenul ca un test. E a doua oară în mai puțin de două săptămâni când ne putem lăuda că la noi șeful statului inaugurează bucățele de infrastructură pe care lumea civilizată le-a pus în funcțiune acum câteva decenii. Și face asta de mână cu premierul. Ruta ferată Otopeni-Gara de Nord a costat aproape 400 de milioane de lei și am plătit-o din fonduri europene.